Luna mai pe cer vor avea loc foarte multe evenimente care vor avea un impact major asupra noastră. De la o eclipsă totală de lună până la intrarea planetei Mercur în retrogradare. Dar cu mai multe detalii pentru fiecare zodie în parte vine invitata mea de astăzi, astrologul Minerva. Bine ați revenit la noi! Cum se anunță luna mai? Bine v-am găsit și Hristos a înviat! Adevărat a înviat! Luna mai este o lună destul de bogată în evenimente. Aș spune că sunt niște evenimente nițel mai bune, mai calme, mai ușor de trecut peste ele decât cele din luna martie. În primul rând, luna debutează perioada 1-3 mai cu conjuncția Jupiter-Venus. Este o conjuncție foarte interesantă pentru că se întâlnesc micul și marele benefic. Unii îl consideră un aspect minor, dar aș vrea să nu se uită că acest aspect este cel care aduce și liniște interioară, aduce pace sufletească, aduce o claritate mentală și mai mult aș spune că această conjuncție în această perioadă de fapt este focarul unui trigon minor, deci un trigon mai mic decât la normal, care este format pe de-o parte de Pluto. Și atenție, Pluton în această combinație aduce informații, scoate la lumină de la nivel de subconștient niște informații legate, și aici vorbesc de inconștientul colectiv, informații legate de o traumă națională, o traumă care nu a fost conștientizată până acum, fie că s-a evitat conștientizarea ei, fie a fost ignorată pentru că nu s-a știut despre ea. Și duce și la o eliberare interioară, asta este foarte important. Apoi, pe de altă parte, este Mercur, cel care ajută la conștientizarea. Mercur, care este maestru mentalului și al informațiilor, el aduce această conștientizare, ca să spun așa, undeva la suprafață. Posibil să aflăm încet, încet niște adevăruri care ne-au fost ascunse, să aflăm niște lucruri pe care le-am negat cu vehemență și care de fapt erau realitatea, și mă refer în mod special evenimente și adevăruri care stau în spatele conflictului care, din țara vecină, care a pus pe jar țările din zonele, țările vecine. Este posibil ca în luna mai să se mai aplaneze această tensiune? Mai să dea Dumnezeu așa să fie, da. Se aplanează, intră Mercur în retrogradare, trebuie să fim. Și încă un lucru foarte important, săptămâna asta a intrat în retrogradare Pluto. Iar Pluto, cu Pluto retrograd, iar nu te joci, pentru că Pluto vine și taxează. Este exact ceea ce spuneam acum 10-12 ani. Atenție, schimbați toate pârghiile. Trebuie schimbate. Asta ți aduce Pluto în Capricorn. Trebuie să schimbi pârghii economice, sociale, politice. Conflicte vor avea loc până vor urma aceste schimbări. Iată că omenirea n-a înțeles aceste semnale, iar acum Pluto i-a îngenunchiat în locuri în care nu ne-am așteptat mai puțin. Și în plus, cum spuneam, atenție foarte mare, pentru că în România Saturn în tranzit face opoziție lui Saturn natal. Noi avem Saturnul natal în casa diplomației. Deci guvernanții noștri ar trebui să fie foarte atenți la ceea ce se întâmplă cel puțin anul acesta. Vreau să revin la conjuncția Jupiter-Venus. Dacă ți-aduce aminte, eu vă spuneam că undeva în secolul 6 înainte de Hristos a avut loc o conjuncție, era conjuncția Jupiter-Venus, care îi se alătura și Regulus și care anunța nașterea unui rege al regilor. Apropo de nașterea, că tot am sărbătorit învierea. Acum, vreau să spun că Jupiter este cunoscut în ebraică sub numele de Sedak, adică cel care aduce dreptatea, cel care aduce adevărul, nu doar dreptatea. Vine de asemenea Regulus, care în latină înseamnă micul prinț, apropo de că mă duce cu mintea în altă parte, și Venus, care întotdeauna a fost stăpâna iubirii. Nu este vorba doar de Eros, de iubirea intimă, este vorba de iubirea universală. Și iată cum trei planete dându-și mâna. Așa a fost interpretat ca venirea unui rege al regilor, un om care vine să salveze omenirea. Apoi, în perioada 9 mai, 3 iunie, Mercur intră în retrogradare. Este a doua retrogradare din acest an.
începe în semnul gemenilor pe data de 19 mai, pe 23 revine în Taur prin această mișcare retrogradă, iar pe 3 iunie se va încheia retrogradarea. Cum ne afectează? Ce este foarte interesant, că tot în această perioadă, dar pe 11 mai, Jupiter va face prima vizită în Berbec. Deci el știm că este în Pești la ora actuală, pe data de 11 mai va face prima, după 12 ani aproximativ, până pe 28 octombrie, el va, când se va întoarce în Pești, el se va afla în Berbec, vom asista la evenimente. Mie un pic teamă, de ce mi-e teamă în perioada asta? Pentru că e exact momentul în care și Marte intră în retrogradare și vom avea retrograde două planete de foc, Jupiter și Marte, în semnul Scorpionului, un semn destul de nu belicos cum este Berbecul, dar un semn care pune bețe în roate și mai ales ridică numeroase probleme diplomației. Deci eu zic că până atunci trebuie găsite o serie de soluții la toate problemele cu care se confruntă omenirea la ora actuală. Vom avea apoi pe 15 mai conjuncția Venus-Chiron. Iată cum Venus cu Chiron vin pe fondul unei dureri transgeneraționale, deci o durere care ține de câteva generații, vine să vindece trauma pe care fiecare dintre noi a resimțit-o într-un anumit fel, dar vine să vindece ceva ce trebuia de foarte multă vreme vindecat la nivel național, aș spune. Dar atenție, atenție foarte mare la falsele imagini care se transmit din spatele unor evenimente. De exemplu, eu când am auzit și am rămas foarte surprinsă când făceam materialele tale aseară, înainte să ți le dau, le citeam, am dat drumul la televizor și exact în momentul acela fostul ministru al culturii spunea că bomba Tiraspol de fapt ascunde, abate atenția de la faptul că ceea ce se întâmplă în Donbas și în Lugansk de fapt este vorba despre un blocaj din care nu se știe armata rusă cum iese. Și exact chestia asta o gândisem eu scriind treaba asta cu conjuncția Venus-Chiron. Zic, stai să vezi acum că ceva se ascunde în spatele acestor probleme. Și de aceea spun că trebuie să distingem între ceea ce este adevărat și este fals. Este foarte important în oceanul de informații cu care suntem bombardați. Și când l-am auzit pe acest domn spunând același lucru, ca și mi-am zis, domne, dacă ne vorbeam, era o chestie, dar nu, din păcate, nu, eu ca astrolog vedeam problema în acest fel, se pare că și el a văzut problema în același fel. Bine, și el a văzut problema și a discutat problema din punct de vedere istoric, știi? Apoi avem luna plină, conjunctă cu eclipsa pe 16 mai. În acea zi are loc și conjuncția Marte-Jupiter, atenție, în Berbec. Și începutul unor lucruri noi, sfârșitul sau ducerea la un alt nivel a altor lucruri, acțiuni, evenimente, suntem puși în situația de a face față unor noi situații cu energie și putere. Și atât Marte cât și Jupiter aduc acest tip de energie. Uneori sugerează neputința de a face ce ne dorim din cauza grabei sau din cauza că nu există un cadru legislativ care să ne lase să acționăm și să facem ceea ce ne propunem. În alte situații, poate că nu avem resursele materiale ca să punem în practică ce ne dorim. Această conjuncție, acum scuză-mă, ne poate face, atenție mare, nervoși, irascibili, puși pe harță, pe arțag, gata de scandal. Unora le poate aduce un nou loc de muncă, alții își pot pierde locul de muncă sau varii satisfacții profesionale. În plan internațional, ochii lumii știm foarte bine, sunt ațintiți asupra evenimentelor din Ucraina, dar am așa un feeling, da, că această conjuncție ascunde cu totul altceva.